Ia să vedem. Deci, în primul rând, miroase superb în acest loc. Deci, eu mă uit aici. Eu cu miro, trebuie să miroase bine, trebuie să miroase foarte bine, nu bine ca să-mi placă. Facem party, seara facem party, băieți, e party jos, dar noi facem și party. Aici mai facem invităm oameni. Facem pre-drinks, da. Și... a doua cameră. Foarte frumos. Asta e a noastră, băieți, las cu cealaltă, băi. S-a decis, gata, deci a decis seara. Dar vezi că ne păcărim, că aici este șifonierul mic. Deci noi scoate o valizele, îți dai seama ce se întâmplă? Păi nu avem aici direct baia. Adică ce vrei să zici, că agăți în baie hainele sau nu înțeleg, pe bune? Fii atâta că stai cu hainele. A, nu mă, ne punem în living, gata. S-a rezolvat. Deci nu mai dăm party, e clar. Nu mai dăm niciun party când avem... Așa mi se întâmplă, asta e istoria vieții mele. Uite, în acest video veți afla adevărul. Ciordește tot. Uite, bă. Colorful. Este dezordonat, bă. Nu vă arăt camera, mi-a închide ușa. Deci nu vă arăt, pentru că da, sunt dezordonate. Gata, sunt de petrecere. 2 ore mai târziu. Trebuie să vă obsesc că blondă, măcar să știm situația. Mâncare sau n-am făcut roze mâncare? Este ora 10.23 și astăzi am mâncat, v-am zis, o nectarină, o banană și niște crackers. Am pierdut pe mama între timp, dar o găsim imediat. Hai, hai, hai. Sunt super sincer și nu am mâncat. Nu am mâncat, doar a gustat atât. La fel, a gustat jumătate de ciocolată. Mergem la plajă? Da. După ce am mâncat salată, pot. Eu postez pe Instagram. Și am mâncat polo. Happy acum. La polo pe polo. Schimba stațiunea? Schimba puțin, am venit să ne-l vedem pe prietenul nostru super drag, Ovidiu Comornic. Aici. Dar vă arătăm imediat dinăuntru, dar să vă arătăm marea, ca să e mai frumos acum aici. Deci este cel mai frumos view
ultima clădire. Practic suntem la Bulgaria. Practic, dar este ultima clădire înainte de vama cu Bulgaria. În vamă, în vamă, la prietenul nostru Ovidiu Comornic, care are cea mai frumoasă locație de pe litoral. Păi, zici că am avut text, am zis același lucru. Dacă așa e, n-a fost niciun text, dar păi chiar e super. Deci este minunat. Uitați-vă acolo, vă rog frumos. Concert în seara asta? Eu când, v-ați dat seama, Doamne ferește! Fântenii merește, Doamne ferește, Fântenii merește! Sparge aici geamurile și... Doamne, se coboară pe scări, Doamne, stăm după liftul ăsta! Unii au făcut sport dimineațele și coboară pe scări. Eu am făcut... Vrei să sugi, să tragi pe țumbruș? Să sugi. Seara am discuție despre cum face cu energia să suge sau să suflă. Și cum? S-a aflat? Depinde cum ai tu tehnica. Nu pe vlog, așa ceva. Nu se suge sau se suflă. Păi se mă, era o metaforă din a... Ce, stai așa, nu, nu, stai să ne gândim. N-a prins, se suge. Nu, se bufăie. N-a prins că era o metaforă. Studio 55. Sunt în Olimp acum, la Novo Mai de Si. Lucian este aici, îmi face părul astăzi. Super tare, super bucurie pentru mine. Unul, că mi-e bun prieten și mi-am amintesc o călătorie în Grecia împreună, Lucian, Vlad, da, unde ne-am distrat maxim. Și doi, că e super talentat și atunci o să am un hairstyle. Cristaline, ce n-am vrut să fiu cu tine, pentru tine, draga mea.
doua porție de salată. Salată pe bune. De aia că am mâncat croissante cu... Care am mâncat? Deci, vă rog, am luat o gură, atât. Deci, ca să înțelegeți. Gura aia îți face celulită, ca să știi. Ce vreau să vă povestesc este, aseară, să vă spun discuțiile, deja petrecere, cu tare, dansat, toată lumea. Dimineață, ne trezim la ora 8 să facem plajă. Cum e sunetul de trompetă? Sunetul de trompetă. Whatever, nu s-a întâmplat, never happened. Ulterior s-a pus problema că vom pleca la ora 12. E ora 4, suntem aici și nu știu care șansele să plecăm pentru că acum ne îndreptăm către plajă. Deci, ideea e că atunci când... Nu, ideea e că suntem întârziați. Adică ora 8 e ora 4, deci cu 8 ore mai târziu, deci plecăm la... Deci... Karma! Rochie, mă țin de pălărie, nu mai știu de ce să mai fac. Doamne, doară, doamne, jur. Stai, ce le există? Da, și sunt bune că le mănânci, dar nu că le țin pe piele. Uite, ce piele sunt? Da, bă, doamne! Aici sunt mai multe. Papa, nu, nu, unde? Ce? Dar ce? Ce? E plas? Aia e medulă. Aia e medulă. Cum să-ți e frică de algii și de meduze? Ce ți-au făcut, amă? Uite, m-am pișcat o meduze. Uite, am mișcat, te-a pișcat în frate o meduze și ce ți-a ieșit sufletul acolo? Da, m-am dat la ea. Așa puțin. Și a rămas câteva zile și la viața nu mai vedea în apa. Cum a fost la mare? Foarte frumos. Nu s-a terminat încă. Încerc să o conving, să mergem până pe acolo, să facem o mare poză. De aia n-are chef să facă niciun mic pas, adică Elene. Să înțelegeți? În fine, stați cu noi, o să mai vedeți o mulțime de vloguri super tari. Subscribe aici și aici. Nu uitați! Și clopoțelul! Ding, 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 ding!